Dezvoltarea municipiului Oltenița în cele două mandate ale primarului Petrețone s-a făcut în mare parte cu fonduri europene și guvernamentale. Actualul primar spune că nu este adeptul împrumuturilor, iar din bugetul local pot fi finanțate lucrări mai mici și achitate cu finanțările proiectelor accesate. Despre proiectele aflate în derulare, dar și despre problemele înregistrate în localitate, am discutat cu Petrețone, primarul municipiului Oltenița. În curând se va încheia cel de-al doilea mandat. Vă aflați de două mandate la conducerea municipiului Oltenița. Aș vrea să facem o scurtă recapitulare. Dacă vă reamintiți, cu siguranță vă reamintiți, în momentul în care ați preluat funcția de primar, cum ați găsit municipiul, cu ce probleme v-ați confruntat și ce ați reușit să realizați până în acest moment? Sunt multe proiecte, sunt convinsă. Am avea mult de povestit. Din păcate pentru mine, eu nu doresc să analizez activitatea primarului dinainte. Nu-mi doresc pentru că s-ar naște o polemică fără niciun sens. Decât că eu am avut cu totul și cu totul altă viziune asupra dezvoltării orașului. Viziune pe care mi-am expus-o încă din anii precedenți ajungerii în primul mandat, în care spuneam că pentru mine prioritar este educația, sănătatea, sportul. E pe aceste trei laturi, eu am găsit lucruri care nu m-au bucurat. Să le iau pe rând. Spitalul s-a dorit la un moment dat închiderea lui. N-am fost de acord sub nicio formă. Cine cunoaște Oltenița știe cum era spitalul în 2012, iar acum eu spun că spitalul Oltenița este la nivel european. Atât prin dotări, cât și prin foarte mulți medici, comparativ cu 2012. Dar trebuie să trăiești în Oltenița ca să știi toate astea. Din păcate, pentru mine, n-am făcut fotografii să arăt cum era. Între timp, spitalul din Oltenița are heliport, este foarte dotat cu foarte multă aparatură de ultimă generație, și tot mai avem foarte, foarte mult de făcut. Pentru că ne trebuie neapărat un ambulatoriu, iar anul acesta a însemnat o finanțare de 2,1 milioane de euro pe fonduri europene. Aș vrea să precizez fonduri europene, nu împrumuturi din fonduri europene. Deci fonduri nerambursabile. Al doilea segment, educație. Am găsit o debandată, cum să vă spun eu, care mie nu venea să cred. Am reabilitat toate școlile în acești 8 ani, toate școlile din municipiul nostru, am asfaltat toate terenurile de sport ale acestor școli și mai am un lucru cu care mă mândresc și cu care mă voi mândri foarte mulți ani și după ce n-am să mai fiu primar. Faptul că liceul Sahia, după timpul meu, Ali Mănășteanu ulterior, pe urmă Basarab, a devenit colegiu național. Aici a avut un merit extraordinar și domnul profesor Lichiardopol, care între timp a decedat, dar un om extraordinar. Deci Oltenița la ora actuală are un colegiu național. Pentru un municipiu care are 20 ceva de mii de oameni, este o realizare, așa consider. Iar la această realizare, în primul și în primul rând, a dus rezultatele academice ale elevilor de acolo. Pentru că avem un grup de profesori senzațional de bun și pe bandă rulantă au ieșit copii buni. În ultimii 3 ani am avut 2 cazuri în care am avut 10 copii de 10 la bacalaureat. Este o realizare, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Pe urmă, sportul. Echipa de fotbal a municipiului nostru, care era un factor de, cum să spun eu, de propagandă extraordinar de bun, care ne-a făcut cunoscut în anii 70 în toată România, nu mai exista deloc. Terenul era în paragină, a trebuit să renodăm tradiția sportivă, iar între timp am reușit să cumpăr baza sportivă, care n-a fost niciodată
a municipiului Oltenița, ci a fost a șantierului naval Oltenița. Apropo de lucrul ăsta, am cumpărat inclusiv clubul Navor. La cultură, ce să vă spun, nu aveam absolut nicio sală de spectacol, nici măcar pentru copii. Și am fost nevoit să măresc scena din primărie, avem o sală de conferințe. Am mărit acea scenă unde era masa pentru prezidiu, ca să putem să facem serbările pentru grădinițe și pentru școlile 1-4. Între timp, am reușit printr-o luptă foarte, foarte aneboioasă și grea, am obținut un proiect 5 milioane de euro prin CNI. Vreau să vă spun că avem o sală de cultură acum, o casă de cultură extraordinară, care a costat 5 milioane de euro, la care Oltenița, primăria Oltenița, nu a pus absolut niciun ban, am suportat decât utilitățile, dar le aveam tangent cu locul respectiv, deci foarte, foarte puțin bani. În această casă de cultură avem 800 de metri de spațiu de etalare a exponatelor pentru Muzeul Gumelnița și mai avem și o bibliotecă, am mutat acolo biblioteca municipală. Biblioteca municipală era într-un sediu de școală care mai are puțin și se ruinează. Deci, cu mare părere de rău, nu putem deocamdată să inaugurăm sala de spectacole, care este extraordinar de frumoasă. Domnul ministru Breazu, când a fost în vizită la Oltenița, a zis că un orășel atât de mic să aibă o asemenea sală, ne mândrim cu ea. Eu nu prea menționez asfaltările. De exemplu, în primul mandat am asfaltat dublu cât a asfaltat fostul primar în 8 ani. Dar de ce nu mă mândresc neapărat cu aceste asfaltări? Pentru că într-un termen de 15-20 de ani, un nou primar din nou trebuie să le asfalteze. Dar asta nu m-a împiedicat să le asfaltez ca să creez oportunitatea de a se circula cât de cât omenește municipiul Oltenița. Avem probleme foarte mari cu străzile care au fost asfaltate înainte, pentru că au fost asfaltate cu un covor asfaltic foarte subțire și s-a deteriorat. Va trebui să reluăm asfaltarea acelor străzi. S-au făcut foarte multe trotuare în această perioadă. Și pentru că vrei, nu vrei, sportul, cultura este împletit cu nevoia cetățeanului, am reabilitat Parcul Central, unde sâmbăta și duminica este, cum să vă spun eu, parcă e manifestație, arhiplin. De la 70 de bănci am făcut 120 de bănci, am desfințat iluminatul aerian și avem tot iluminatul parcului pe subteran, iar noaptea, în orice colț al parcului, poți citi ziarul sau o carte. Pentru că am schimbat și absolut toate lămpile, am pus lămpi cu LED, care sunt foarte, foarte eficiente. Sunt foarte multe lucruri care s-au făcut. Am cumpărat imobile. De exemplu, am cumpărat cantina săracilor. Nu e frumoasă exprimarea, dar așa e cunoscută de către populație. E cantina de la ajutor social. Avem foarte multe de făcut. Despre tineri, ce ne puteți spune? Spuneți că parcurile sunt pline. Bănuiesc că aveți foarte mulți tineri în Oltenița. Cum i-ați ajutat? Mă refer la locuințe. Aveți un cartier pentru tineri, locuințe anele? Sau dacă ați avut posibilitatea să le dați terenuri pentru construirea unei case? Pe segmentul ăsta de... Pentru tineri sunt două paliere. Am dat foarte multe locuri, 300 de metri pătrați pentru tineri, să-și facă case și am reușit în această perioadă, am dat în folosință un bloc ANL cu 56 de unități locative. Suntem doar la o singură semnătură
avem aprobare pentru al doilea bloc ANL, care va avea 48 de unități locative. Tinerii de la noi din oraș au o problemă cu, cum să vă spun eu dumneavoastră, cu petrecerea timpului liber. Că în afară de acel parc și stadionul care este deschis pentru absolut toată lumea, nu avem ce să le oferim. Vă spuneam, datorită acestei pandemii n-am putut să inaugurăm Casa de Cultură, care acolo avem și sală, avem și muzeu și avem și biblioteca. Dar eu sunt adeptul scoaterii tinerilor din case, să-i scoatem din fața calculatoarelor, să-i aducem la mișcare. Eu cred că e adevărat, o minte sănătoasă nu poate fi decât într-un trup sănătos. Și atunci trebuie să facem lucrul ăsta. Sunt foarte, foarte nemulțumit de profesorii de sport din municipiul Oltenița. Cu ani în urmă i-am chemat pe toți, le-am oferit bani din partea primăriei la fiecare școală în parte ca să facă, să-și cumpere material didactic sportiv. Și am avut doar o pretenție. I-am rugat, că eu nu sunt genul care să îi oblig să facă ceva, dar i-am rugat să facă două campionate interșcolare, handbal și fotbal și tot ce mai doresc dumnealor în treceri interșcolare. Păi iertați-mă, s-au dus de atunci 6 ani și nu s-a făcut absolut nimic, nimic. Păi pe timpul când eu eram elev, aceste competiții erau, cum să vă spun eu, toată săptămâna se vorbea. Vineri sau joi, joacă școala 1 cu școala 2 sau școala 3 cu 4 sau indiferent ce școli. Ne adunam acolo cu toții să susținem și era o emulație, era ceva extraordinar. La ora actuală nu mai avem profesori de sport dedicați meseriei. Din păcate pentru noi, asta e o realitate crudă. Dumneavoastră, cred că știți, eu ajut școlile doar din punct de vedere administrativ. Nu am nici cea mai mică putere asupra dumnealor. Nu există relație de subordonare între profesori sau școli și primărie. Decât să-i rugăm. Iar la rugămințele noastre am fost tratați cum am fost tratați. Nu au răspuns. Municipiul Oltenița se află în apropierea capitalei, în apropiere de București. Despre locurile de muncă, ce ne puteți spune? În urmă câteva zile, un contracandidat al dumneavoastră spunea la un moment dat că municipiul Oltenița s-a transformat într-un cimitir economic, iar oamenii doar vin să înopteze în municipiul Oltenița și își desfășoară activitatea mai mult în capitală, că acolo sunt angajați, că nu sunt atrași investitori, că ați fi avut ocazia să înființați un parc industrial și că nu ați făcut-o. Ce ne puteți spune despre segmentul ăsta al locurilor de muncă, crearea locurilor de muncă și investitorii care au venit sau pe care îi aveți în momentul de față în municipiul Oltenița? Întâmplător, am văzut acel interviu. Din păcate am pierdut timpul. Acest contracandidat al meu, al nostru, că nu sunt, mă comparează doar pe mine, locuiește de 20 ceva de ani în București. E adevărat că e născut în Oltenița. Dar el, din 4 în 4 ani, își face viză de flotant și vine și candidează. N-are rost să vă spun acum câte voturi a luat în 2016, ce a făcut. În 2012 a candidat și a ajuns consilier local. Din păcate pentru el și din păcate pentru mine, l-am ascultat și am înființat un parc industrial. După 2 ani în care am făcut ofertă la oricine să vină, nu am reușit cu nimeni. Ba el personal l-a adus la un moment dat pe Virgil Măgureanu să discutăm de investiții, am fost deschis la orice investiție. Dar de la bla 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 până la a trece la fapte, e o diferență foarte mare. El nu cunoaște municipiul Oltenița. N-are cum să-l cunoască locuind la București. De exemplu, cunoaște că
eu am adus două investiții foarte mari, una 60 de milioane de euro, Walter Tosto, care este specializat pe sudură și care acum lucrează la ora actuală în Ortenița. Deci investiția finalizată pentru prima parte, pentru că mi-au cerut autorizație de construire, mai fac încă o hală la fel. Vor să mute ce au pe platforma IMGB și să devină Ortenița punctul lor forte. Acolo vor fi 200 de locuri de muncă directe și cel puțin încă 200-300 pe orizontală. El n-are de unde să știe lucruri de genul ăsta. Și mai avem o investiție care este adevărat, este în fază incipientă, care a fost blocată de această pandemie. Este o firmă, Green Oil, care a prezentat un plan, un business plan, în valoare de 200 de milioane de dolari. Această firmă plătește de 3 ani de zile pe locul unde înființasem acel parc industrial care peste 2 ani l-am desființat, pe același loc au închiriat această firmă toate cele 17 hectare. Plătește 3 miliarde 300 în bani vechi chirie pe an, iar în decembrie 2018 a plătit 7 miliarde și jumătate autorizația de construire. Este la zi cu chiria și acum când vorbesc cu dumneavoastră, credeți că e o firmă serioasă care a cheltuit deja aproape 20 de miliarde și care a început încă de anul trecut toate analizele de sol? Pentru că nu vom permite sub nicio formă, una din cele trei fabrici este vorba de reciclarea uleiurilor uzate. Am discutat cu dumnealor de la început, nu vom permite niciun recipient, cât de mare, cât de mic, să fie îngropat în pământ. Totul va fi suprateran. A fost nevoie de am luat, inclusiv de la partea bulgară, un aviz de mediu. Pentru că nu ne jucăm cu mediu. La fel, e vorba de 500 de locuri de muncă directe în astea trei fabrici. E adevărat că se întinde pe 7 ani construirea celor trei fabrici. Dar pentru Oltenița, marea problemă se pune de unde mai luăm oameni. Pentru că nu avem forță de muncă. Cei de la Walter Tosto au mers la unul din liceile noastre de specialitate și le-a oferit contracte tuturor elevilor de clasa 12-a, e liceu tehnologic. Contracte, când termină liceul, să înceapă direct la ei, e adevărat, pe salariu minim, pe economie, cu posibilități de creștere, cu școlarizare, cu, că dumnealor folosesc majoritar sudura. Mai sunt mici investiții, de exemplu, cei de la Transdanube au o cultură foarte frumoasă, interesantă, de lavandă. Au construit o distilărie în interiorul fostului șantier naval. Știe domnul contracandidat al meu de așa ceva? Nu, vă rog să mă credeți. Mi-e jenă ca să-i răspund. Și mai ales și de la Pro-România, care poate în perspectivă ajungă aliații noștri. Știe domnul contracandidat al meu că avem la ora actuală în derulare o investiție foarte mare pe teritoriul fostului șantier naval de către firma COFCO? Nu cred că știe. Dar e ușor să arunci, vă dați seama, sunt 10 contracandidați acum. În cine vor da toți? În primarul în funcție. Nicio problemă. Decât că eu aș dori să fiu atacat la obiect. Să mi se spună că sunt departe de a afirma că am făcut totul la superlativ. Poate am și greșit. Că atunci când vrei să faci foarte multe, este imposibil să le faci pe toate. Dar cu ce mă mândresc eu cel mai mult? Că am adus în ultimii 8 ani de 10 ori mai mult decât au adus toți primarii dinaintea mea de la Revoluție. Și discutăm doar de fonduri
nerambursabile. Nu discutăm de împrumuturi. Eu nu sunt adeptul împrumuturilor. Ați adus în discuție relația cu partea bulgară. Ce ne puteți spune despre portul din Oltenița? Portul din Oltenița este o mare problemă. Eu, idealist, 2012-2013, l-am adus inclusiv pe domnul Iliescu. Pe urmă l-am adus pe ministrul transporturilor, pe Dan Ciova. I-am plimbat pe Dunăre ca să vadă dinspre apă marul. În 2000, prin hotărâre de guvern, ni s-au luat 8,8 hectare marul apei. Și s-a dat Ministerului Transporturilor recte APDF Giurgiu. APDF Giurgiu, împreună cu Ministerul, au inițiat un proiect pe fonduri europene de taluzare a marului. Până nu se va termina acel proiect, este exclus ca noi vreodată să mai putem obține acel teren. Mai mult, APDF-ul a făcut niște contracte de închiriere pentru niște silozuri pe 49 de ani. Va fi extrem, extrem de dificil de redobândit acest teren, aceste terenuri. Este groaznic să fii port la Dunăre, dar tu să n-ai port, să n-ai malul apei pentru tine, pentru municipalitate. Dar nu am renunțat la această luptă. Sper ca într-o bună zi să ne recâștigăm acest teren. Spuneți, ați precizat de mai multe ori că sunteți adeptul fondurilor nerambursabile, mai puțin a împrumuturilor. Dacă ar fi să faceți o analiză pe cele două mandate, ținând cont că știți foarte bine cât este bugetul local, cât v-ați permis să faceți lucrări de modernizare, de reabilitare, tot ce ați realizat în municipiu, din bugetul propriu, fonduri europene, fonduri guvernamentale? Să știți că din fonduri proprii se pot face foarte puține lucruri. Am reușit, am accesat PNDL-ul și am asfaltat foarte mult pe PNDL. Am reușit să accesez, vă spuneam, de la CNI și am reușit fonduri europene prin ADR Muntenie. Dacă ne-am bazat doar pe fondurile primăriei, n-am reușit foarte, foarte puține lucruri. Pe fondurile primăriei reabilităm o școală, asfaltăm terenurile, sunt sume relativ mici. Dacă îmi vorbești de 1.000.000, 2.000.000 de euro, iertați-mă, nu avem tot bugetul de investiții anual cu asemenea sume. Deci trebuie să ne batem pentru a aduce bani. Numai anul acesta a însemnat cele 2,1 milioane pentru ambulatoriu. Sunt foarte aproape să semnez 3 milioane de euro, tot pe fonduri europene nerambursabile, o școală cu sală de sport. Avem în implementare 700.000 de euro în modernizarea și dotarea primăriei cu aparatură și încă 15.000 de euro internet gratuit pentru tineri din oraș în parcuri în zona centrală a orașului. Dacă nu ne batem pentru bani, nu avem nicio șansă. Vă spuneam de ANL-ul, care e ANL 2, care la fel nu ne costă niciun leu. Vorbeam acum, avem aprobare, dar n-am semnat încă finanțarea. Unul din stadioanele pe care le face CNI-ul, datorită faptului că România a primit drept de organizare al campionatului european, unul va fi la Oltenița. Este aprobat la Oltenița. La fel, pe noi nu ne va costa decât utilitățile. Acum, când vorbesc cu dumneavoastră, lucrăm la o canalizare, am obținut 65 de miliarde, deci cam 1.400.000 de euro, o canalizare în orașul Oltenița. Acolo unde am băgat canalizare într-una din zone, automat vin cu bani de la noi, de la primărie, și voi asfalta. Pentru că altfel, vă dați seama,
săpând, se face o mocirlă ulterior, dar nu se mai poate. Și trebuie să acoperiți într-un fel. Fără discuție. Sub nicio formă nu voi accepta să asfaltez undeva unde nu am gaze, canalizare și apă. Să nu fiți nevoiți să spargeți lucrările. Să nu spargem ulterior. Deci partea, să spunem că din bugetul primăriei ați acoperit doar partea de cofinanțare acolo unde este cazul. Nu numai cofinanțare. Și, de exemplu, anul acesta am făcut câteva străzi mai mici, le-am asfaltat. Și o lucrare foarte importantă, una din străzi, costă aproape 21 de miliarde în bani vechi. Pentru că are o lungime foarte mare. Are aproape 800 de metri ca lungime și se fac inclusiv cu trotoare. Deci anul acesta am avut și din fondul de rulment, cum ne-am gospodărit și noi că vine an electoral, și am mai avut și din bugetul de anul ăsta. Veți reuși până la finalul mandatului să vă încheiați, să vă duceți la bun sfârșit proiectele demarate sau le vedeți continuând și pe următorul mandat, în situația în care veți mai câștiga un mandat la... Indiferent cine va câștiga, trebuie să le ducă mai departe. Finanțarea, ambulatoriu, de-abia am trimis documentele la ANAP, absolut toate documentele. Probabil că în 10 zile, 2 săptămâni, se reîntorc, iar noi scoatem, vom avea să vedem ce recomandări ni se fac, pentru că s-a schimbat legea și ANAP-ul decât o singură dată te controlează, vom face sau nu modificări și scoatem pe SEAP. Probabil undeva noiembrie să se semneze un contract de execuție, este sumă foarte mare. După părerea mea, vor fi mulți competitori. Eu am avut șansa ca în 8 ani de zile să n-am nicio contestație la nicio licitație. Deci nu ați pierdut timpul cu... Nu, n-am avut așa ceva. Dar acum, în momentul de față, știu că spitalul din Oltenița este suport pentru... Voiam să vă întreb, nu puteți accesa mai ușor fonduri ținând cont de actuala situație epidemiologică? Mi s-au promis banii care i-am cheltuit că ni se dau înapoi. Până astăzi n-am primit niciun leu. Suntem încrezători, totuși, că vom primi. Vorbesc ce am cheltuit în această criză. Și eu am crezut că ar fi mai ușor. Nu ne lăsăm doborâți, luptăm în continuare să obținem cât mai mulți bani. Avem două proiecte, pe fonduri norvegiene și fonduri ale Uniunii Europene. Încercăm să aducem cât mai multă aparatură de ultimă generație. Ce vom reuși? Nu știu. Și spuneam, indiferent cine ajunge primar, păi n-ar fi crimă să nu continue stadionul care vine fără niciun bani de la noi? N-ar fi crimă să nu continue reabilitarea unei școli și să construiești o sală de sport când ai totul gratis, tu decât trebuie să te zbați să rezolvi anumite probleme. Dar pastele ai, ori eu pastea sunt, vă spuneam, gata. Deci le-ați adus într-un punct în care doar... N-are cum să nu le continui. Să demareze lucrurile. N-are cum. Că se va mândri cu ele să fie sănătos, să se vadă pentru oraș. Important este să... Asta e important pentru oraș. Mai devreme, ce am uitat să vă spun, dacă găsiți în arhiva dumneavoastră, orașul arată ca o floare. Mai ales în perioada de primăvară, când avem, eu îi zic, festivalul alelelor. E o splendoare de oraș. Am plantat peste 400 de magnolii în oraș. Am plantat foarte mulți puieți ornamentali. Am plantat foarte mulți platani. Nu mai sunt adeptul să plantăm de asta, cum îi zice, plop. Sunt adeptul pentru tei și platani. Nisalce nu mai vreau, care e un lemn moale și la furtuni să mai rupe câte o cracă și îi sparge parbrizul la unul
și cine e de vină, primărie. Nu mai vreau așa ceva. Vă spuneam, mi-e drag când văd parcul și când văd tot centrul orașului ca o floare. Pentru că am desfințat atunci când mă întrebați cum am găsit această primărie, era înconjurată pe toate laturile cu un gard viu care avea peste 30 de ani, care devenise focar de infecție. Cum oamenii noștri mai sunt cum sunt, băga, bă o sticlă, bă o hârtie, bă nu știu ce, câini, pisici, toate. Am scos toate gardurile vii din oraș și din parcul mare și din parcul de la Flacăra și totul s-a bazat pe flori. Iar florile, că unii oameni sunt de o răutate de asta gratuită. Niciodată am o directoare la Spații Verzi, Dana Marin se numește. O ingineră extraordinar de bună, care iubește florile, iubește gazonul, verdeața în general, iubește pomii, este specialistă, îmi vorbește de mă zăpăcește de cap cu denumiri științifice de arbuși, de, până la urmă îi zic, dar zi-mi pe românește, cum se numește, arată-mă poza lui, cu care colaborez extraordinar de bine. Nu m-am băgat pe ea niciodată. În octombrie-noiembrie, așa cum stau de vorbă cu toți șefii de birouri, cu toți directorii, pe ea mă întreb, ce faci la an? Ce buget îți trebuie? Pentru că eu decid bugetul macro, dar ei îmi spun fiecare în parte ce cheltuieli au. Sunt 8 ani de când ea nu și-a depășit bugetul. N-am întrebat-o niciodată cum cumperi, de unde cumperi. Uneori când semnez facturile, mai văd. Și când văd un leu și nițel o panseluță comparativ cu ce văd la primăriile de sector în București, 20 de lei panseluța, nu mai fac griji. Pe internet, unii care vor neapărat să-ți facă rău, au spus că florile sunt cumpărate de la una din fetele mele. Eu am 3 copii, 3 fete. Asta a doua care e acuzată de așa ceva. De 2 ani este în Africa de Sud. Este avocat internațional și ea și soțul ei. Au 2 copii, nu au avut afaceri niciodată. Niciodată. Au afacerile lor pe segmentul lor juridic. Da? Cum poți să spui așa ceva? Dar nu plantează panseluțe. Spuneți-i mie, cum vine asta. Eu nu știu nici măcar de unde cumpără această ingineră în care eu am încredere extraordinară și care mi-a dovedit că e foarte bună. Foarte multe ar fi de discutat despre proiecte. O să încercăm să încheiem interviul nostru de astăzi și în încheiere aș ruga să vă rog să-mi spuneți principalul obiectiv, proiect, pe care l-ați avea în gând de realizat în următorul mandat. Să leagă de învățământ. Pentru mine este de neacceptat că am 2 școli care nu mai au elevi. Și pe zi ce trece e în paragină. Din păcate, de 2 ani și ceva, tot avem corespondență cu Ministerul Învățământului în care solicit aceste școli. Nu e permis să le lăsăm să cadă și voi continua această luptă. Și mai important decât aceste 2 este Clubul Elevilor, pe care îl vreau pentru reabilitare și pentru redarea terenurilor de sport copiilor. Este o muncă destul de intensă, dar este pentru copiii de la noi din oraș. Ăsta este principal. Dar sunt multe, multe, multe obiective. Eu stau aici cu, am la mine în față scrise tot ce îmi doresc să fac. Nu reușesc pe toate, dar am foarte multe. Le vom aborda într-un interviu. Le putem aborda oricând doriți dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule primar. N-aveți pentru ce.